Începe Firul 4, rubrica noastră săptămânală de comentarii pe care o avem în jurnalul Agro TV. Proteste românești împotriva sistemului antigrindină, agricultura de precizie și Comisia Europeană a aprobat relansarea schemei de ajutor de stat IMM+. Sunt subiectele cu greutate ale săptămânii pe care, cum v-am obișnuit, le luăm gospodărește împreună cu domnul Ștefan Gheorghiță, fermier din județul Brăila și invitatul nostru din fiecare zi de joi. Bine ați revenit! Bine v-am găsit! Delicate subiecte, atât prin influențele produse, dar și pentru că nu întotdeauna informațiile care stau la baza lor sunt cele mai corecte. Fapt care perturbă realitatea din teren pentru noi fermierii. Dar vă propun să începem rubrica noastră Firul 4 cu problemele legate despre sistemul antigrindină. Da, cu acest subiect deschidem rubrica noastră, mai ales că în câteva zone agricole din estul țării, mai mulți fermieri s-au mobilizat și au protestat împotriva utilizării sistemului antigrindină. Aici sunt câteva informații oficiale. MEADR infirmă faptul că substanțele folosite în combaterea grindinei ar fi poluante și a prezentat dovezi în acest sens recent. De partea cealaltă, formula PPR, într-un comunicat dat publicității, printre altele, precizează, citez, din informațiile primite de la omologii noștri europeni, acest sistem este interzis în majoritatea statelor europene. Am încheiat citatul. Domnule Ștefan Gheorghiță, am ținut să reamintesc aceste două informații pentru a avea o bază stabilă și corectă pentru analiza dumneavoastră. Vă rog. Așa cum spuneați și dumneavoastră, problema legată de sistemul antigrindină are, să zicem, doi combatanți. Pe de o parte este Ministerul Agriculturii și agenția care se ocupă de gestionarea acestui sistem și care susține că este benefic pentru agricultură, cu rezultate bune, și că protejează în mod eficient de efectele nefaste ale naturii, și avem în vedere aici grindina. Pe de altă parte, sunt fermierii din zonele protejate de acest sistem, vorbim de zone colinare în apropierea regiunilor viticole și pomicole, fiindcă în general aceste două activități au fost avute în vedere în special, deci producția viticolă și pomicolă, de sistemul antigrindină, dar acolo avem și fermieri de cultură vegetală, de cultură mare, care se plâng că datorită abuzului folosirii rachetelor antigrindină, precipitațiile au de suferit. Și ca urmare a acestui fapt, pe care domniile lor fermierii consideră că sunt îndreptățiți să le ridice, solicită a se lua măsuri de reducere și chiar interzicere a acestui sistem. În această ecuație a intrat și una dintre asociațiile profesionale ale fermierilor, și am în vedere aici FEAPPR-ul, care își susține membrii și invocă în apărarea demersului faptul că în foarte multe țări acest sistem ar fi interzis. Acum, fără a avea toate datele și ca atare îmi permit să fac doar niște mențiuni, fără a fi foarte precis și cert, este foarte important a ne gândi pe de-o parte la faptul că în ultimii 5 ani, zona de sud-est, est și sud a României a fost cuprinsă de secetă, în totalitate. E greu de spus dacă sistemul antigrindină a accentuat sau nu acest efect de secetă care a existat, în mod cert. Pe de altă parte, nu avem studii foarte clare, foarte certe și ale unor autorități științifice independente care să arate că acest sistem este benefic sau este dăunător pentru agricultură. Și mă refer aici pentru a avea date certe, contabilizate și raportate la situațiile concrete din România. Nu vorbim undeva prin lume, nu. Vorbim dacă am avea rezultate pentru aici. În alte țări trebuie să înțelegem un pic și semantica cuvintelor. Una este că au fost interzise după realizare, ceea ce eu n-am auzit. Alta este că n-au fost aprobate pentru a fi înființate datorită rezultatelor neconcludente sau care
s-a considerat că ar necesita dezbateri și analize suplimentare. Deci lucrurile sunt total diferite. Cert este un lucru. Această dispută ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să aibă la bază o cerință reciproc acceptată de ambele părți. Adică să se facă un studiu concret. Dar nu doar a se stabili să se facă un studiu, ci să se stabilească efectiv modul de realizare al acestuia, factorii avuți în vedere pentru a fi analizați, obiectivele la care să răspundă și, nu în ultimul rând, să se facă licitația cine este organismul competent să poată face acest studiu. Vă propun acum, domnule Gheorghiță, ca să dezvoltăm conceptul denumit generic agricultură de precizie. Această nouă viziune, ca să o numesc așa, este susținută cu mulți bani europeni. Se organizează cursuri și seminarii pentru fermierii care vor să o integreze în afacerile lor. Universitățile din țară dedicate fenomenului agricol au integrat în planurile lor de învățământ specializarea în agricultură de precizie. Practic, nu există limite aici, de la irigațiile prin picurare și până la dron, agricole și echipamentele digitalizate legate de arat, semănat, cules și alte operațiuni din planul de proceduri agricole. În balanță trebuie puse și costurile mari cu care vin pentru moment aceste tehnologii. Care este opinia dumneavoastră? Într-adevăr, agricultura de precizie este un subiect la modă și nu numai este un subiect, nu numai un subiect la modă, ci a devenit o chestiune care a început să facă parte din viața a multor fermieri, din ce în ce mai mulți. Aici mai trebuie să avem în vedere și un alt aspect care ține de fermier și de analiza lui economică. El trebuie să stăpânească elementele de bază de analiză economică a unei investiții. Este sau nu este rentabil într-o situație dată? Și avem o situație arhicunoscută cu irigarea prin picurare. Chiar dacă voi fi acuzat că fac o antireclamă, departe de mine acest gând, ci doar vreau să spun un lucru. Plusurile de producție, atunci când prețul la porumb era foarte mare și vorbesc de peste 1,3-1,5 lei pe kilogram, permitea investiția în aceste sisteme de irigare prin picurare și profiturile erau frumoase. În momentul în care prețul la porumb a ajuns la 0,70-0,73-0,74 de la caz la caz și de influența bursii, bineînțeles, și a prețurilor de pe piață, lucrurile nu mai sunt în aceeași cheie, fiindcă trebuie să ne gândim că costurile anuale cu materialele refolosibile, sau să le zicem mai concret, de unică folosință, sunt în jurul a 500-600 de euro, în funcție de furnizori, de calitate, de discounturile obținute, negocierile de preț, modalitatea de plată și așa mai departe. Iar producțiile raportate la o altă cultură irigată prin metode convenționale nu mai asigură acoperirea acestei investiții la modul satisfăcător pentru un fermier. Nu în ultimul rând, situația în care mă aflu și eu de altfel, folosesc sisteme tractabile, deci o liniară tractabilă, astfel încât mie îmi permite o optimizare superioară a irigatului, în sensul că în această perioadă o folosesc pentru a iriga o cultură de grâu, voi termina irigatul, după care o voi tracta și o voi muta pe o tarla, o parcelă alăturată, unde urmează să irige o cultură de soia. Deci, în aceste condiții, un singur echipament irig o suprafață dublă. Lucru care înseamnă circa 150 de hectare, iar 150 de hectare la nivel de irigare prin picurare, presupunând că ar merge și la cultura de toamnă, ar însemna un cost de circa 75-80 de mii de euro pe an. În condițiile în care o liniară, în funcție de marcă, de producător, de marketingul lui, de dotări și așa mai departe, se învârte undeva la 120-130 de mii de euro. Da? Deci asta înseamnă că într-un an și jumătate investiția
în echipamente pentru picurare îți pot permite să iei o liniară. Bun, sunt și pivoți, sunt și tamburi, sunt foarte multe alte socote. Ceea ce vreau să spun în concluzie este că această agricultură de precizie trebuie trecută printr-un filtru economic foarte serios și foarte dur, astfel încât realitățile și performanțele să fie certe. Din punctul meu de vedere, avem și lucruri certe. De exemplu, echipamentele GPS și de autoghidare, care înseamnă un mare pas înainte în protecția resursei umane. Fiindcă oamenii care lucrează pe aceste echipamente beneficiază de o anumită relaxare a activităților, ceea ce este benefic. Altfel, se dă jos un mecanizator dintr-un tractor pe care l-a condus efectiv 8-10 ore și alta este după ce a fost ajutat în cele 8-10 ore de autoghidare, iar la sfârșitul zilei mai poate să zâmbească. Comisia Europeană a aprobat relansarea schemei de ajutor de stat IMM+. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a anunțat că vor fi implementate doar 4 subcomponente ale programului IMM+. Ajutorul financiar este de aproximativ 2,5 miliarde de euro, iar printre categoriile aprobate se numără și AgroPlus. Domnule Gheorghiță, revenim din nou la bani, credite, entități financiar-bancare dedicate industriei agricole. Vă rog să explicați implicațiile deciziei Comisiei Europene legate de relansarea schemei de ajutor de stat, programul AgroPlus. Într-adevăr, a venit și această comunicare despre IMM+. Un nou tip de credit pentru fermieri sau și pentru fermieri, fiindcă sunt mai multe sectoare vizate, dar noi ne referim în special la fermieri, vorbim de credite care sunt garantate în proporție de 90% de către stat. Se pune întrebarea, sunt sau nu sunt bune? Sunt sau nu sunt necesare? Din punctul meu de vedere, consider că la acest moment s-a ajuns într-o situație nedorită de inflație de astfel de credite. De ce? Fiindcă să nu uităm că în acest moment este în derulare și creditul fermierului. Tot un credit cu ajutor de stat, în sensul că este subvenționat roborul, iar fermierul plătește doar marja variabilă, care și aia este limitată la 1,95. Program care este în derulare. De ce pe lângă acest program s-a venit și cu IMM Plus în plus? N-aș putea să vă răspund, iar din punctul meu de vedere, nu i-aș zice neapărat că e o greșeală. Aș considera o neglijență mergându-se pe ideea, poate, și o înțeleg că este omenește, mai bine să fie mai multe decât niciun. Deci dacă s-a gândit așa, pot să înțeleg. Problema este un piculeț alta. Și la creditul fermierului și la acest IMM+. În toate situațiile, valoarea ajutorului de stat care poate fi acordate unei firme din agricultură, fiindcă doar la asta ne referim noi, fiind o emisiune într-o televiziune aferentă sectorului agro, valoarea acestui ajutor nu poate depăși 280.000 de euro pe o societate. Ori, în aceste condiții, noi avem foarte multe situații de societăți care au consumat acest ajutor de stat datorită mai multor ani de secetă și știm cu toții și nu reluăm povestea. Cadrul Ucraina se derulează de un an de zile. Au mai fost credite care au fost accesate. Doi, și în creditul fermierului. În aceste condiții, noi trebuie să înțelegem că această valoare a ajutorului de stat ar fi trebuit cumva corelată și cu mărimea firmei. Dar trebuie să menționăm că asta nu este o problemă a Guvernului Român sau al Ministerului Agriculturii, deoarece această valoare este stabilită printr-un tratat, printr-un regulament european și se aplică unitar în toate țările. Ce ar putea să facă ai noștri, eventual, să se ducă acolo și să repună această problemă pe tapet și să zică, oameni buni, având în vedere situația, condițiile concrete, greutățile cu care ne confruntăm și problemele de finanțare pe care le avem, propunem să schimbăm această regulă cu o altă regulă care să arate astfel. Va începe o negociere și poate se va întâmpla sau nu ceva.
Nu aș putea să mă pronunț acum cum ar fi bine, ce ar fi bine. Dar, ca o idee generală, eu personal aș stabili valoarea ajutorului de stat la modul general și pentru alte sectoare în funcție de mărimea unității. Fiindcă, cum am spus, pentru o fermă de 50 de hectare, una înseamnă 280.000 de euro, pentru o fermă de 1.000 de hectare înseamnă altceva, sau pentru o fermă de 4.000 de hectare înseamnă iarăși altceva. La fel și pentru zootehnie, la fel și pentru industria alimentară și pentru ce doriți dumneavoastră. Deci eu așa aș gândi lucrurile. Dar una este ce gândesc eu, alta este ce se întâmplă. Cert este un lucru, ca și concluzia a subiectului, consider că avem o mare inflație de credite acum, care din păcate nu știu dacă mai răspund nevoilor și cerințelor, fiindcă a început să apară numeroase probleme de frânare a acestei creditări. Se simt și în creditul fermierului și cred că se vor vedea și mai accentuat în aceste credite pe programul IMM+. Să dea Dumnezeu, eu să nu am dreptate, și totul să meargă bine și să se tragă toți banii, dar sincer mă îndoiesc că acest lucru se va întâmpla și va fi un mare păcat că doar fluturăm niște programe, dar în realitate cei care au nevoie nu vor putea să le acceseze în mod concret. Mulțumim pentru comentarii. Domnule Ștefan Gheorghiță, săptămâna viitoare ne revedem din nou cu același scop, ca să despicăm firul 4. Sigur, mă bucur că sunt de folos și trebuie să mai spunem că mai am un motiv mare de bucurie, fiindcă au început ploile, lucru care poate ne va ajuta să ne bucurăm și să nu muncim degeaba și în acest an și fermierii să se bucure de satisfacția muncilor.